colegi, cu multă bucurie în suflet, vă felicit cu ziua lucrătorului medical. Vreau să dumneavoastră mă bucur de realizările sistemului de sănătate pe parcursul ultimelor ani și suntem cei fericiți că suntem martorii modernizării sistemului de sănătate care a atins toate verigile a sănătății în Republica Moldova, atât asistența medicală primară prin centrul de sănătate nou construite, cât și spitalele terțiare și special dar în exploatarea blocului de chirurgie și terapie intensivă de la Spitalul Republican, prin care, de fapt, chirurgii au fost aduși în condițiile moderne a unei intervenții chirurgicale, cât și a îngrijirii pacientului nemijlocit postoperator. Mă bucur că cu dumneavoastră împreună putem să ne vedem perspectiva sistemului de sănătate și că astăzi, cu încredere, putem spune că statul și-a asumat sănătatea ca prioritate a gestionării țării în general și că din bugetul statului deja nu mai obțin banii rămași de pe urmă, dar avem o politică financiară, economică financiară clară pentru instituțiile medicale, pentru întregul sistem de sănătate. Felicitări și multe succese!